proprietarul unei vile din capitală s-a ales cu o pagubă uriașă după ce, pe ultima sută de metri, s-a ivit ocazia să închirieze imobilul unui grup de tineri care căutau un loc unde să petreacă de revelion. Aceștia au devastat vila, iar omul încearcă să le dea de urmă cu ajutorul poliției. Vila era dotată și cu camere de supraveghere, dar, când și-au dat seama de acest lucru, petrecăreții au spart biroul proprietarului, au smuls cablurile și au continuat petrecerea nebună de revelion. Pentru detalii accesează actualitatea-prahoveana.ro. Ne găsești pe Facebook, Instagram, Twitter, YouTube și Google Business.